dicționarul ortopedic și ortografic al limbii române. Și că tot vorbeam de confuzii și paronime, hop și Madame Gorghiu se dă rotundă, dar e plină de colțuri. Alina Gorghiu a făcut o nouă gafă. Ministrul Justiției a confundat dicționarul ortografic și ortoepic al limbii române cu dicționarul ortopedic. În mod ironic, gafa a fost făcută în timp ce încerca să explice că în domn este acceptată și varianta feminină a substantivului ministru, adică ministră. Mă bucur că puneți întrebarea aceasta, pentru că de câte ori scriu pe Facebook că ministra putare a educației, de exemplu, a fost în județul Argeș, primesc comentarii în care lumea încă mă admonestează că n-am scris corect. Sigur, avem varianta de feminin acum în dicționarul ortopedic și ortografic al limbii române. Să te iei de mână cu domnul doctor Cârstoiu, că el e ortoped. Doamna Gorghiu. 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 E cu accentul poc, așa ar pune ea. Gorghiu. Pe lângă dicționarul ortopedic, poate încercați și dicționarul ortodontic român. Dacă îl citiți, o să rămâneți cu gura căscată. O să vă cadă plombele, doamna Gorghiu.